Ne-am întors în sala Transilvania, unde după prima repriză a meciului din deschiderea semifinalei dintre CSU Sibiu și CSM CSU Oradea, bihorenii sunt în față la 11 puncte. Echipa lui Cristian Achim a dominat autoritar prima parte a acestei partide, a câștigat secvența inaugurală cu 28-24, iar în sfertul al doilea s-a impus cu 21-14. Ambele echipe au tras slab de afară până acum, însă bihorenii stau mult mai bine la aruncările de două puncte și la libere, 68%, iar la aruncările de un punct, o singură ratare din 12. Sibiul suferă în acest meci pe teren propriu, doar 38% la aruncările din acțiune, 5 din 13 de afară, 7 din 18 din interiorul semicercului și de asemenea multe ratări de la libere. 9 din 13. Vedem cele mai importante momente ale primei reprize. Martin Zino, principalul marcator al oaspeților, venit de pe bancă cu 11 puncte, 4 din 7 la aruncările din acțiune. O ofensivă echilibrată a Oradiei. 7 puncte are Chris Richard, Denison 6, Bobe Nicolescu 5, iar Karin Iauska și Valeica câte 4. De partea cealaltă, Kevin Capers, 7 puncte pentru CSU Sibiu, Laser și astăzi liderul Vulturilor, cu un sfert al doilea ceva mai slab. Per total, Laser are 11 puncte cu 5 asisturi, 2 recuperări și 3 intercepții. Începe repriza a doua, Vulturii au prima posesie în teren cu Laser, Kinnard, Brett, Cooper și Radu Paliciuc. Aruncare scurtă a lui Manie Brett pleacă pe tranziție, bihorenii mult mai eficienți la acest capitol până acum. Karin Iauskas nu a putut pasa pentru acel cut al lui Denison. Richard încearcă să rezolve faza, este timp suficient. Denison de 3 și canadianul vine cu a cincea triplă a bihorenilor. Este egalitate acum la numărul reușitelor de la mare distanță, cu procentaje slabe, cum spuneam, de ambele părți. 38-52. Oradea a condus și la 16 puncte la prima repriză. Iar în teren pe Denison, Bobe Nicolescu, Karin Iauskas, Valeica și Richard. A cedat foarte ușor mingea până acum CSU Sibiu. Am văzut al 10-lea turnover al Vulturilor. Și în lupta la recuperare a fost dominată echipa lui Dan Fleșeriu. Încă o triplă pentru Oradea. Aruncare foarte bună a lui Chris Richards. Americanul intră și el în double digit alături de Martin Zino cu 10 puncte. Lauren Skinnard reduce din deficit, doar a doua reușită din acțiune pentru extrema de forță a Sibiului. Se completează aici foarte bine în apărare jucătorii lui Fleșeriu, pleacă acum pe tranziție și Laser ratează incredibil, nu Laser, ci Manie Pratt, îl cer scuze. A mers foarte bine faza, ce ratare a avut însă Pratt, din nou la minge, extrema Sibiului, cu un turnover al bihorenilor. La Paliciuc, capitanul Vulturilor se apropie cu o schimbare de direcție și obține faultul. Da, revedem ratarea incredibilă a lui Brett, care parcă rezumă evoluția slabă avută până acum de Vulturi în deschiderea acestei semifinale. Se joacă, așa cum știți, 3 din 5. Următorul meci va fi tot în sala Transilvania luni. Apoi seria se mută la Oradea, la arena Antonio Alexe. Vă reamintesc imediat după
această partidă, tot aici pe Digisport 4. Va începe semifinala dintre Banca Transilvania Cluj și Steaua CSM Exim Bank. Este un match-up gândit de Dan Fleșeriu cu Manie Pret, care să-l apere pe Artur Asfaleica. A avut mari probleme americanul pe acest duel, sancționat și acum de arbitri, comite a treia greșeală personală. Da, și Kinnert se apără la Kaliniauska, să ieși, cred că este un mismatch. Faleica, aruncare necontestată, ratează lituanianul. Richard se luptă să țină mingea în joc. Este însă posesie pentru CSU Sibiu. Da, Fleșeriu îl scoate pe Manie Pret, îl protejează în vederea ultimului sfert. Absență importantă la gazde, Marcel Davis nu este în lot. Da, asta pentru că nu este însă vorba de o absență cauzată de o accidentare, ci cauza numărului de străin permis. După revenirea lui Capers, Davis lăsat astfel în afara locului. Iată-l pe Kevin Capers, care se apără foarte bine la această fază. Chiar riscant, cu genunchiul la care a avut acea ruptură de ligamente, se duce și un contact tare acolo. L-a ajutat acea genunchieră. Laser îl depășește pe tușă pe Chris Richard, ratează însă. Paliciuc foarte agresiv în duelul cu Richard, are clar rolul de a-l scoate din ritm pe fundașul oaspeților. Ce bine a pasat aici Richard în condiții de pressing. L-a găsit pe Valeica sub coș. Doar out la această fază. Punere de sub panou pentru Oradea. Kaliniauskas a vrut să trimită în spațiul de 3 secunde. Până la urmă, Denison aruncă din 0 grade și Sibiul reușește oprirea. Rol eșuat al Sibiului. Iată însă turnover și la celălalt panou. Pasă greșită pe tranziție. Laser din nou, combină cu Chris Cooper acum, Kinnard de 3, aruncare scurtă, n-a avut niciun coechipier la urmărire. Da, se tot aude sirena în sala Transilvania, după ce la un moment dat s-a lăsat așteptată. Abatere de teren, protestează Richard, susține că mingea a fost trimisă
acolo de Laser. Să vedem cine are dreptate. Nu. No. A fost convingător, dar arbitrii au avut dreptate. Bună apărarea lui Laser. Kinnard acum greșește din nou pasa. Continuă să cedeze foarte ușor mingea jucătorii lui Flecheriu. Al 12-lea turnover, au doar 7 asisturi. Suntem la a doua jumătate a acestei secvențe. Laser din nou agresiv în fața lui. Karin Iauskas, lituanianul, preluat de Kinnard, bagă mingea la Denison. Catch and shoot al canadianului, în care grea. Laser vrea să joace pick and roll cu Chris Cooper. Pasează cei doi coechipieri. Capers acum, fentă de pasă. Are două triple până acum. Ultimele secunde. Se bate pentru minge. Se bate pentru minge Chris Cooper și mai câștigă niște timp. La finalul acestui atac a pus piciorul acolo Denison. Foarte aproape de încă o intercepție jucătorii lui Cristian Achim. Au 6 până acum. Da, un sfert slab de ambele părți, dar în continuare Oradea stă mai bine la aruncări, cu 52% la aruncările din acțiune, Sibiul 35%. Laser obține un fault pe aruncarea de 3, zâmbește ironic Vaidas Karin Iauskas. Da, există contactul, arbitrii au acoperire pentru această decizie. 3 libere pentru Tyler Laser. Nu am scris încă în sfertul al treilea. Care are 3 din 3 după această reușită. Până la urmă. Sibiul acum la minus 10. Cristian Achim își cheamă jucătorii la timeout. Veniți să-și ajute colegii cu câteva indicații. L-am văzut în imaginea de mai devreme pe Mohamed Pașa, aici marele absent al bihorenilor, accidentat înaintea play-off-ului la mâna dreaptă. Da, s-a auzit de foarte multe ori de-a lungul acestui sezon această scandare a fanilor sibieni. Nu cedăm. Lucrurile au mai fost puse în dificultate în sala Transilvania, dar au reușit să revină. Un singur eșec, cel împotriva Clujului. În ultima etapă a sezonului regulat. Ratează Mandache la reluarea jocului. Capers pasă foarte bună pe tranziție. O nouă ratare incredibilă a Vulturilor. Acum chiar prin capitanul Radu Baliciuc.
A continuat să fie parcă demoralizați jucătorii lui Frejeriu. Acum o minge câștigată de Laser, pasă în spate pentru Chris Cooper, se bate din nou acolo pivotul american, dar până la urmă mingea este câștigată de oaspeți. Iauskas, un contact cu Kevin Caper și Marius Julin, dă fault ofensiv. Da, foarte bine anticipat aici americanul, după primul bump. Vedem dacă acea mireasă furată și venită în sala Transilvania le va aduce noroc elevilor lui Flesheriu. Deocamdată încă un turnover și fanii își pun mâinile în cap. Da, s-a dat din nou fault antisportiv pe o tranziție a bihorenilor. Aici parcă nu se impunea o astfel de decizie. S-a dus la intercepție Capers, clar. Mai degrabă faul de joc. Arbitrii au văzut altfel, două libere și posesia așadar pentru bihoreni, una din două. Scrie Mandache. Din nou Mandache a băgat mingea la Valeica. Martin Zino, airball pe această aruncare de 3. Nemulțumit Cristian Achim de randamentul lui Arturas Valeica. Joacă din nou cu Goran Gajovic. Capers ratează de afară, Mandache face un efort și ține mingea în joc. Neatent Martin Zino rămâne fără minge. Capers acum încearcă să se ducă din nou pe pătrundere. Încă o dată se vede parcă modul în care accidentarea la genunchi a afectat explozia. Că n-a avut deloc aici viteză, nu l-a putut depăși pe Richard. Flesheriu schimbă pe Kevin Capers. Zino cu blocajul lui Gajovic, apărat acum de Lauren Skinner. Doar rupere de ritm, atacă inerul și înscrie. Ritmă foarte bun, americanul 13 puncte în acest moment. O replică a lui Maniepret. Coș foarte important. Pret, un jucător cu un aport substanțial la Sibiu în acest sezon.
este valabilă reușita lui Gajovic. A venit prea târziu la aruncarea muntenegreanului. Au expirat cele 24 de secunde. Sibiul are nevoie de apărare pentru a reveni în acest meci din deschiderea semifinalelor. Și iată că încep să fie mai eficienți în defensivă jucătorii lui Dan Fleșeriu. O fază bună și în atac cu Laser, care apare în spațiu de 3 secunde. Foarte bună pasa. Gajovic, care așteptam 45 de grade. Da, merg Bihoreni în continuare mult pe aruncările de 3, unde nu stau așa de bine. 6 din 16 după ratarea lui Gajovic. La aruncările de 2 puncte, mult mai eficient, 14 din 23. O situație identică acum la aruncările de la mare distanță. 6 din 16 de ambele părți. O ultima aruncare pentru Vulturi înaintea sfertului decisiv. Mingea la Laser. Primește într-o zonă aglomerată Chris Cooper. Se dă fault la Mandache. O împingere văzută acolo. E unul dintre arbitrii. Și capitanul Bihorenilor este la un pas de eliminare. A comis a patra greșeală personală. Cooper din nou la linia aruncărilor libere. 50% până acum, 2 din 4. Prestație foarte bună în lupta la urmărire. Are 7 recuperări, 3 ofensive. Singura reușită din acțiune însă. Încurajează multă boltă la prima liberă, în care a fost scurtă. Să vedem pe a doua. Ratează. Se grăbește Zino. Bună acțiunea. Scoate la Chris Richard și tripla este bună. Ce accelerare a avut Zino și ce bine a scos, știind foarte clar că va avea un coechipier în 45 de grade. Chris Richard pune puncte așadar sfertului al treilea și actul decisiv al acestui meci va începe cu Oradea la plus 11.